Sorinie, oprește-te, că s-o termina melodia. Sănătate la toată lumea. Sănătate. Ce zici, Bade? Ce să zici, Bade Mocanu? Amu, dacă începe ziua, să începe cu lucruri ciudate. Adică, ți-ai ieșit din personaj chiar în hală ăsta? Apoi vorba vine. Lucruri ciudate. No, amu, astăzi sunt Badea Mihai. Nu, Bade Mihai, despre ce vrei să vorbim astăzi? Nu, Bade Tudore, despre lucruri dubioase de pe site-uri de vânzare OLX și O nu vine de la OE. Oi, oi, oi. Și X-ul de la ce vine? La X-ul de la ce vine? De ce vorbesc? La X-ul de la ce vine, Bade Mihai? X-ul e la locul unde vine lupul. Amu, ședeam la mine la sână cu oile păscând miorițele bine. Așteptam să vină brânza. Și erai pe smartphone? Eram pe smartphone, cam 6 giga de net pe lună. Și cum caut eu pe OLX, că nu mi se încărca bine Facebook-ul, nu dau de lucruri dubioase pe care oamenii le vând în ziua de azi la oraș. Da, am și eu, Bade. Ai și tu, Bade? Am și eu. E, Bade Tudore, păi zic, să facem una cu una. Una cu una. Ia începe. Mersi, Bade Sorin. 1. Dă-i ceva acolo. Nu uita, bă, lasă-vă să vorbească, Bade, așa. Pune, mă uit ca tâmpitiu pe OLX și găsesc un anunț care zice că vinde un dolar din USA cu 10 lei. Un dolar? Un dolar. Cât e dolar? Nu-i cam scumă. Băi, nu cât să fie dolarul. 4.2. 4.283, dacă ziceai 4.283, 4.6. Amu, șomul vinde dolarul ăla cu 10 lei. Dar e din USA, nu e de asta contrafăcut. Nu e cu, e fain, nu că e cu... Adevărul e că eu am un dolar norocos în portofel, dacă aș avea portofelul de tocmai acolo. Dacă aș avea portofelul de mine, vi l-aș arăta. Nu l-aș da, pentru că e neprețuit de dolarul meu norocos. Nu, am băgat tot, dar eu te înțeleg, dar aici nu zice dolar norocos. Dar ce zice? Zice dolar USA. Ce scrie în descriere? Da, uite, zice un dolar din 2013 circulată, accept schimb cu alte bancnote din USA. El îl vinde cu 10 lei. Dar cum adică acceptă schimb cu aia? Adică poți să-i dai una de 100. Pe 10 dolari? Îi dai una de 100. Poate că îi dă un dolar mai nou din 2014 și diferență. Dolar cu opționale. Și trap. Eu am găsit aici un... Nu are poze, dar ar fi foarte amuzant să, fie, să aibă poze. Titlul anunțului este frigider mic, mediu, mare. Și conținutul anunțului... Este frigider arctic, mic, mediu, mare, stare bună, funcționare, aspect. Stare bună, funcționare, aspect? Funcționare, aspect. Așa scrie. Frigider arctic, mic, mediu, mare, stare bună, funcționare, 250, aspect. 250, 300, 400. No, am cât eu știu... crezi că costă frigiderul mic, mediu, mare de la arctic, având în vedere că funcționare și că aspect? 6 de lei? Nu. Da, prima oară spusesei 250 de lei și eu am fost puțin panicat că tu o să zici 250 de lei la mișto. Și chiar 250 de lei. Deci dacă vreți frigider mic, mediu, mare de la Arctic, intrați pe olex.ro la numai 250 de lei funcționare și aspect. Amu, eu știu că ești cioban, dar ăsta la cum scrie mai cioban ca mine. Mersi. Amu, după aia iar găudam pe OLX că na, nu venise brânza. Dar tu de unde îți cumperi brânza de la Delacu? Nu, am dat-o la desărat. Sau la sărat. Mă rog. Și găsesc alt anunț care îmi atrage privirea. Mă uit și zic, proteză de sân Serena. O proteză de sân. Și zic, am oile mele ora, avea nevoie de proteză de sân. Și zic să mă uit să văd ce scrie. Proteză pentru uz extern. Și zic, numai bine, că oricum oile mele ieșe de afară. A gândit-o. Nu, acum că vine și zice silicon medical marca Serena, dimensiuni US 12. Și zic, mai bine că se duce, iau și dolarul ăla din USA. Talie size 1,15 m. Formă oval. Talie size? Formă oval, model. Laptopul al tău cu touch screen nu stă și el a prins un pic. Nu stă, că la 15 secunde se stânge, că e cu baterie. Model referință. Produsul este nou în cutie. Și zic, bă. Dar mie îmi place extraordinar de mult proteza de sân. Zic, cumpăr o proteză de sân, Serena, cât costă, Sorinie? Cât crezi că costă? E o proteză de sân. 200 de euro?
Wow, dar știu că dai mult pentru toate astea. Tu ești așa, gen mână largă. Gândește că o folosești la voi. Eu o folosesc la voi, nu pot să dau 200 de lei. Bine, noi nu fiind într-un personaj și fiind oameni normali, noi putem să tratăm situația normal. Mă gândeam așa, mă gândeam că bănesc că e proteză de sân pentru femeile care au avut cancer, nu? Și da, și eu presupun. Chestia aia acolo. Și atunci alea-s disperate să dea mai mulți bani. Amă, Dumnezeule, nu știu că nici fotografie n-are. N-are fotografie. N-are, că altfel zăceam. Deci cât costă? 300 de lei. 300 de lei. Dar nu pot să iau, că dacă iau la una, trebuie să iau la toate, că se supără. E vin gelosă. Păi da. Nu intra în personaj, stai. Și apoi vine acolo. Lupul. Stai liniștit. Și dacă iau vine lupul, eu mănâncă numai pe aia cu proteza, că îți dai seama, e cea mai bună dintre toate. Nu că e handicapată. Eu am găsit aici picioare pentru mobilă. Picioare pentru mobilă. H egal 14,5 cm. În caz că vrei să-ți duci mobila în cealaltă cameră, nu? Le pui și o convinzi. În caz că pui mobila aia, merge? Păi merge, știi, mă? E foarte ok, o mai, să mai duce. Da, mă, dar sunt picioare de lemn. Merge prost. Sunt, sunt proteze, dacă îmi permiți. Proteze ortopedice. Proteze pentru mobilă. No, astea sunt pentru mobilele pirat. Știi ce mi se pare foarte amuzant? Zi. Anunțul. Picioare pentru mobilă. 3 bucăți. Are doar 3 bucăți și nu sunt din lemn. Pare a fi un fel de plastic sau ceramică. Prețul este 30 de lei pe bucată, negociabil. Se află în zona Bucurobor. Ele. Știi, nu mă găsiți în acolo zona... Șed. Nu, că se află că mai merg, ele mai pleacă între timp și nu sunt în același loc. Tu îți dai seama că omul ăsta vinde 3 picioare de la o anumită mobilă care îi se pare lui că sunt un fel de plastic sau ceramic. Așa. Adică nu știu. Și are 3. Pentru că unul a fugit. Amu, să trecem mai departe. Tot nu venise brânza și stăteam pe OLX. Și după ce ai fost șocat cu procheta de sân de la OE... Mi-e vine să mă să fac pipi. Cât de aiurea ți se pare să mă duc fix în mijloc emisiunii să fac pipi? Du-te că vorbești că... Zice, uite așa, am găsit un tort de Pampers Bebe. Știu pe asta. Tort? Tort Pampers Bebe. Așa, și cu ciocolată bănuiesc. Mă, și uite, poza arată că e făcută din Pampers. Ceea ce m-a șocat o leacă și am început să citesc. Zică, surprinde proaspăta mămică cu un cadou deosebit. Așa. Alege tortul de Pampers în locul clasicului pachet de Pampers. Puteți comanda totul de scutece lăsând cât mai multe detalii. Tema aleasă, culorile, fetiță sau băiat. Eu am un înțeleg. Dacă tortul e făcut din Pampers... Sau din Pampers adevărat, în formă de tort, sau îi din tort, dar în formă de Pampers? Cred că e făcut efectiv din Pampers. Și arată ca un tort. Arată ca un tort. Și cu ciocolată pe interior. Am eu ce am cu ciocolată. Cu ciocolată, ca să pregătească mămica pentru vit. Oh, bună ziua, bani, Tudore! Cum e la budă? Ce faci, frate? Lasă-l, frig. Tort de Pampers, cât costă, cât crezi că costă un tort de Pampers, bage Sorin? 150 de lei. E, 79 de lei, că 2 kg de brânză bună de burduf. 79 de lei? 79 de lei un tort de Pampers. Bă, ai povestit cum e? I-am zis. De ce mă să ia, așa e? Da. Că pare interesant. De ce ne ducem așa? Am zis și tu ce mai ai, că dacă eu mai am una bună, am zis ce ai acolo, că trebuie să-mi vină uile. Bă, dar tu cu oile astea ai o problemă? Păi altceva nu știu despre ciobani. Ca oi. A, dar ce-am găsit aici? O cotieră Seat Leon. Oh! 1P. Cine vrea oare? O cotieră OM. Vinde cineva o cotieră OM de la Seat 1P. Bă, ce coincidență! La numai 100 de euro, da. Numai 100 de euro? Am eu... Bă, de Tudore, tu n-ai Seat, Leon? Bă, deci n-ai cotieră? 2006 și n-am cotieră și exact vinde cineva aici o cotieră. La numai 100 de euro, mă. Pe 11 februarie, fiind ziua mea, nu mai e foarte mult. La 100 de euro o cumpără toți. Iubito? 100 de euro o cotieră, îmi iau 3 oi. Și bun e de prâzleală. Un anunț așa de trist că mi s-a strâns sufletul. Zice... Vând 12 familii
E albine cu ladă. Bă, mă, oameni buni, 12 familii. Cum să vinzi 12 familii? Bă, e trist. Da, mă, dar măcar îi vinde împreună. Adică nu vinde, vând un unchi. Toată familia, bunică. Îi vinde împreună, știi, vând. Ai încercat să faci vie și nu ți-a ieșit. Îți dau un sus. Mie mi se pare destul de drăguț că îi vinde împreună. Mie mi se pare foarte amuzant faptul că scrie 20 de lăs, deci vând 12 familii de albine cu ladă, 20 de lăs goale. Eu am uit. Nu mai aveau familii mai și scule necesare. Nu, no, no, practic el vinde un azâr de albine. Dar poate nu mă bătrân, sunt familia, asta înseamnă și nepoți și... Sau... Și tineret. Tineret, da. Și tineret. Atunci cum zic eu, cum zicem noi, o turmă de albine. O turmă de albine, da. Nu-i păcat. Uite, îți dă și ceară. Îți dă și ceară? Și scule aferente nu. Unei stupine. Nu, cât crezi că costă să-ți cumperi 12 familii, sorele? Cât costă să-ți cumperi 12 familii? 12 familii. Asta înseamnă cu tot cu regină mâncate. Și nu dacă ești medic și de familie. Tot cu scule. Și nu restaurantul ăla de lângă. Și tot cu scule. Nu mă refer cât costă 12 familii dacă ai fi medic de familie. Cât costă acum nu aici? Nu știu dacă a fost o glumă acolo. Am râs că mi s-a părut că am să fac o glumă. Mi se pare că ar trebui să fie destul de scumpuț, că nu prea găsești albinuțe. Hai mă, îți dau un dolar american dacă, ghicești, dacă ești foarte aproape. Ai trei încercări. 1500 de euro. Cât vine în lei? 6.000... A fost destul de aproape, trebuie să-i dau un dolar. Destul de, nu e chiar foarte aproape. Fii atent, îți dau 10 lei, știi tu un dolar de mai aici, da? Că nu vreau să-ți dau aproape, că e norocos. Costă 8.000 de lei. 8.000 de lei? 8.000 de lei. Am vrut să dau 2.000 de euro, dar era un pic mai sus. Ai zis, bă, cam mult, hai să dau așa. Dacă ziceai 1.786 de euro... Băi, prost! Pium. No, aia e. Mai ai și ceva cât găsești tu. Mai am aici o scobitoare din lemn de stejar și o sticlă gratuită. Nu te cred. Ce? Ceva, o scobitoare din lemn de stejar? 2 lei negociabil. Și o sticlă gratuită? Da. Ai bonus. Și cât costă transportul? Scuze, mă, că nu, cred că transportul e inclus? Eu Caterinca, dar mi-a plăcut foarte mult anunțul. Că scobitoare din lemn de stejar folosită la o parte... La o parte? Da. Nu, e Caterin, că anunțul, dar oricum a fost în fania asta cu scobitoare de lemn de stejar și o sticlă gratuită. Atât am avut, n-am nimic aici. N-am o glumă sau ceva. E rușine un pic. Ai un citat sau ceva? Am o poezie citat. Ce melodie îți spun la asta? Nu, tot trist, de vioară. E de vioară, bine, dragul meu. Maestre Tudor, muzica. Citatul zilei. De rupi o cordă de vioară, ia geme, moare, tremurând. O altă coardă ia loc, s-auzi vioara iar cântând. Dar dacă cu durere adâncă în coarda inimii lovești, ia geme lung o viață întreagă și nu mai poți s-o loc. Mi-e frig de mâncare pe mine. Băiat. Hei, ai ajuns până la sfârșitul filmului. Bravo ție. Ești un om care duce lucrurile la capăt tot timpul. Un om care dă subscribe când termină un clip. Wow, știi să vedea. Tată.